Polițiștii mehedințeni de la rutieră au primit două autospeciale noi, produse de o firmă germană care fabrică mașini de lux, BMW. Cu ajutorul acestora, polițiștii speră să intervină mult mai rapid atunci când sunt solicitați. Este vorba despre niște autovehicule cu performanțe ridicate și nu doar atât, ci și cu timp de intervenție mult diminuat. Principalul beneficiar al acestor autovehicule este cetățeanul, care va beneficia de servicii mult mai bune, mult mai calitative, astfel încât aceștia să poată ajunge la intervențiile 112 într-un timp mult mai redus. Serviciului rutier din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Mehedinți au fost repartizate două autospeciale de poliție marca BMW. Acestea vor fi folosite în munca de poliție rutieră, de supraveghere și control a traficului rutier. De asemenea, vor fi folosite la intervențiile urgente sesizate prin 112. Pe linia rutieră, cele mai des întâlnite situații sunt nerespectarea indicațiilor polițiștilor. Este vorba de neoprirea șoferilor la semnalul regulamentar al polițistului, situații în care aceștia ascund fapte contravenționale sau de natură penală, cum ar fi conducerea unui vehicul sub influența alcoolului, furturi, contrabandă sau alte nereguli. În concluzie, putem afirma că aceste autospeciale vor sprijini misiunile complexe și vor constitui pentru polițiști un mijloc de intervenție stabil, rapid și sigur. Astăzi este prima zi în care au acționat aceste autospeciale pentru limitarea principalelor cauze generatoare de accidente rutiere. Vorbim despre viteză excesivă, pentru că aceasta este principala cauza a producerii accidentelor rutiere, iar cu aceste autospeciale, polițiștii speră să ajute o bună parte dintre conducătorii auto care nu respectă regimul legal de viteză să conștientizeze pericolul pe care îl reprezintă. Cele două autospeciale fac parte dintr-un lot pe care Ministerul de Interne l-a achiziționat cu fonduri europene. Achiziția totală se ridică la 98 de milioane de lei. Prețul de achiziție a fost de 32.000 de euro fără TVA, în care sunt incluse dotări suplimentare, cum ar fi rampă, colantare și două seturi de anvelope. Prețul de catalog este de 38.000 de euro, iar autospecialele sunt achiziționate în cadrul unui proiect finanțat cu fonduri europene.